12 se va întruni aici, la Ministerul Sănătății, Comitetul de Limitare și Prevenire a Îmbolnăvirilor. De aici vor veni secretarul de stat, reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică, dar și reprezentanții ai Inspecției Sanitare, care vor decide cum vor putea limita numărul îmbolnăvirilor cu coronavirus în țara noastră. Deși deocamdată nu este încă niciun caz confirmat de coronavirus în România, vorbim de foarte mulți români care se află în zona afectată din Italia, aproape 500.000 de români trăiesc în nordul Italiei. Tocmai aceștia vor fi supuși unui control drastic atunci când vor intra în țară, fie că vorbim de vămile terestre sau de cele aeriene. La aeroportele din țară, deja acolo sunt medici ai Direcției de Sănătate Publică, toți cei care vin din zonele afectate ar trebui să completeze un formular, câte zile au stat, unde au mers, cu cine au intrat în contact și de asemenea dacă au simptome ale unei gripe. Pentru că știm că simptomele coronavirusului sunt asemănătoare cu cele ale gripei. Și de asemenea, cei mai mulți dintre ei vor fi văzuți de un medic, li se va lua temperatura pentru că febra este primul simptom. De asemenea, astăzi la ora 14 se va întruni comitetul de urgență al Departamentului pentru Situații de Urgență, iar acolo vor fi și reprezentanții ai Ministerului Sănătății. Primele măsuri au fost luate încă de la începutul anului. Nu suntem acum în faza de a începe pregătirile pentru a face față acestei amenințări. S-au stabilit achiziții de materiale de protecție, de măști de unică folosință, de kituri complete, de combinezoane antivirus, de soluții de biocide specifice, constituindu-se o rezervă la nivelul guvernului, care nu există înainte. Au fost achiziționate kituri de analiză care să pună diagnosticul virusologic de laborator la pacienții cu suspectați că ar fi infectați cu coronavirus și aceste kituri sunt în România. Au fost aduse în primul rând la Institutul Matei Balș din București, dar ulterior au fost distribuite și în țară, în clinicile de boli infecțioase din Constanța, Iași, Cluj și Timișoara, putând astfel să facem diagnostic virusologic în teritoriu. Scanerele la aeroporturi, care asta urmează să se ia acum, sunt în curs de achiziție. Pentru toate aeroporturile se vor lua aproape de 35-40 de scanere, adică sunt calculate pentru toate aeroporturile. Ministerul Transporturilor a făcut calculul pentru ele. Că la acest moment nu avem un vaccin pentru ele. Se lucrează pe vaccin. În momentul în care o să avem vaccin și poate că va dura încă câteva luni de zile, atunci o să poate să se controleze mult mai bine răspândirea lui.